De ce nu ai prețuri pentru acele bunuri de capital deținute de comuniști? Ei de ce nu au prețuri? Ce, nu știu, un tractor? Pentru că nu au acțiunea umană denumită schimb de factori de producție pe bani. Nimeni nu vinde ari sau hectare de pământ pe lei, pe ruble, pe dolari. Nu își arată preferințele. Pentru că n-ai voie. Dar nu-i voie, efectiv. Sunt, cum zice Mises în articolul lui, res extra comercium. Dar prin definiție sunt scoase din afara comerțului și tu nu poți să vinzi. Nu poți să vinzi. Mi-aduc aminte, bunicii mei la țară n-aveau voie să vândă nici măcar treia vacă sau. Deci dacă aveau două vaci, dacă una făta dintre ele, da, vițelul era by default al statului cumva. Și veneau păstorii din câmp noaptea să le spună: haideți repede să-l luați, să-l jupuiți ca să puteți folosi carnea ca bun de consum. Și zicem noi că l-au mâncat lupii prin pășune, dacă vine cineva și întreabă. Dar nu venea nimeni să mai întrebe. Și atunci oamenii așa foloseau carnea pe post de bun de consum. Dar n-aveau voie să vândă. Repet, merg pe modelul ideal, nu pe diverse dispense, pe diverse cooperative meșteșugărești și așa mai departe. Dar care ca mărunțiși mai permiteau prin piețe să vinzi o legumă, două, trei. Dar pur și simplu, nu se vând terenuri, nu se vând clădiri, nu se vând tone de oțel, nu se vând kilovați de electricitate. Vreau să zic, nu se vând la modul real. Nu e că dacă luăm statul ca proprietar al tuturor fabricilor, el poate să desemneze, să facă o mascaradă, să zic, de la unitatea A, producătoare de electricitate, transfer, vând unității B, care consumă electricitate, vând kilovați de electricitate și pun un preț contabil acolo de, nu știu, îl moștenesc pe cel moștenit din capitalism. Mă uit pe piața internațională și copiez un preț. Nu știu, pornesc de la cele două și dau o valoare. Dar în ultimă instanță, pe măsură ce ne îndepărtăm de momentul zero al reformei, acel preț rămâne suspendat în aer, rămâne o pură convenție contabilă, fără legătură reală cu o tranzacție de piață, pentru că statul practic își mută resursa dintr-un buzunar în altul. Nu pot să-mi vând eu mie însumi la modul serios un bun. Da? Și atunci, respectivii kilovați nu sunt vânduți interpersonal între două persoane. Și n-apare schimbul și n-apare prețul, că prețul asta este. Prețul este o rată de schimb în care una dintre părți sunt banii. Deci e crucial la Mises că e vorba de prețuri monetare. Putem reveni la ideea asta. Nu există acele rate de schimb, care sunt cruciale. Ele sunt preferințele demonstrate ale oamenilor și ele sunt ingredientul crucial pe baza cărora se formează după aceea judecățile antreprenoriale. Cum zice Mises, participanții la piață, proprietarii de factori de producție, la oaltă cu consumatorii, bineînțeles, intră într-un fel de diviziune intelectuală a muncii și emerge acest produs societal care e structura prețurilor, dintre care, pentru Mises, crucială e structura prețurilor monetare pentru factorii de producție. Acelea permit menținerea coerenței structurii complexe de producție în timp și ajustarea ei la margine. Unde pare să fie risipă, reducem, unde pare să fie profitabilitate, augmentăm. Da? Și în permanență procesul acesta social al pieței libere capitaliste, bazată pe busola calculului economic, cum ar zice Mises, merge înainte.